6 preoți au fost sancționați de către polițiștii botoșeneni după slujba de la Tudora, în care nu s-au respectat măsurile de protecție împotriva COVID-19. Astfel, în urma verificărilor efectuate, s-a luat măsura sancționării contravenționale a persoanei care a organizat evenimentul cu amendă în cuantum de 500 de lei pentru nerespectarea prevederilor legii 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. De asemenea, au fost sancționate contravențional alte 5 persoane care aveau calitatea de participanți la eveniment. Verificările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor care nu respectă legislația în vigoare.